Salutare, dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou episod din Întrebări și Răspunsuri. Pentru astăzi, cred că se vede ce vrem să facem aici. Am primit o întrebare foarte ok, zic eu, care merită răspuns și care cu siguranță privește pe foarte mulți dintre voi. Întrebarea venea de la Sorin, parcă, da? Așa mi-aduc aminte, dacă greșesc, scuză-mă, Sorin, sau așa mi-aduc aminte, pentru că am citit mai multe întrebări, asta am văzut cea mai importantă și am spus repede pe fugă să facem și un material despre asta, pentru că o parte dintre voi vă veți duce la pescuit în weekend, pe râu, pe lac și poate aveți nevoie de niște informații. În tema de astăzi vreau să vorbim despre cum preparăm viermii de cârlig, da? Sunt mai multe metode, unii le folosesc, îi sufocă, îi dau cu fionul, dar cea mai uzuală și cea mai folosită pe care și eu am folosit-o și la rândul meu am învățat-o de la alții, este opărirea viermilor. O să vă arăt procedeul prin care se face lucrul ăsta, prin care îl fac eu așa cum am învățat și spre final, după ce facem aceasta, o să vă spun când și cum folosesc eu viermii opărești și când zic eu că din experiența care am avut-o de-a lungul timpului sunt eficient și că merită să încercați. Pentru a face și voi această operațiune, în cazul în care sunteți plecați de acasă, sunteți la pescuit, ce aveți nevoie? Un arzător. Cred că îl vedeți, eu l-am de mult timp. Pentru cei care nu sunteți fumători și nu tot timpul aveți o brichetă la voi, da? Nu tot timpul aveți o brichetă la voi, puteți să luați aceste arzătoare cu cuarț care se aprindă. Fac o autoaprindere, asta a intrat ceva mizerie aici la diuza de gaz. Eu am încălzit apa în prealabil, dar v-am arătat. Asta e arzătorul. Puteți să vă luați un ibric, vă arăt cum îl păstrez eu. Un ibric în care să intre, atenție, arzătorul, ca să-l transportați mai ușor, da, să nu ocupe volum, așa procedez și eu. Și bineînțeles, o să aveți nevoie de vasele, care oricum le aveți cutiile, în care țineți viermi. Cum procedez? Pun viermii într-un recipient, nu sunt cei mai reușiți ăștia am găsit la magazin, da? Ăștia sunt viermii vii. Ca să-i opăresc, atenție, vreau să-i opăresc, dar să nu iar, să nu-i stric, vreau să rezulte niște viermi opăriți, dar foarte moi, da? Foarte moi, întinși, pentru că ei sunt foarte apreciați de pești mofturoși, da? Viermea mai moi, mai soft, da? Și trebuie să mă urmați cu privirea unde acționez aici. Primul lucru care fac ca să nu iar, pun apă, atenție, pun apă, din ce vedeți, cât să-i acopăr, da? Eu v-am spus, am fiert apa în prealabil, da? Și acum ce fac este să pun apă fierbinte, atenție, pun apă fierbinte câte puțin, amestec, puțin, amestec, puțin, amestec, și încep să pun apă, atenție, până nu mai pot țin degetul înăuntru. Acum deja n-am mai putut să țin degetul înăuntru. Acum amestec foarte bine. Și o să vedeți că o mare parte din ei o să mai dureze. Încă pot să țin degetul, se mai poate pune puțină apă. Mai bine îi faceți treptat. Și din ce vedeți, au rezultat niște viermi opăriți care s-au întins și sunt destui de moi, da? Mai este o variantă să-i opăriți până ei se albesc și se fac foarte tari, cauciucați. Și eu i-am folosit în pescuitul la scobar iarna și mi-au funcționat, dar asta este varianta care o folosesc în cele mai multe cazuri. Vedeți cât de moale, cât de mult s-a muiat. După ce au murit majoritatea, puteți să puneți apă rece, da? Apă rece peste, ca să nu se prepare ei în continuare, să nu stea în apa fiartă, se golește apa, se pune iară apă rece, iară se golește și deja ei trebuie să-i păstrați în apa asta rece, da? Pe masă, într-un recipient. Și vedeți, deja aveți niște viermi foarte, foarte moi, da? Morți majoritatea. Se întâmplă de multe ori ca să nu puneți apă, prea fierbinte și atunci puțin mai nasol, pentru că ei nu mor, încep să miște. Trebuie să goliți din nou apa, lăsați un strat foarte subțire și iară reveniți cu apă fiartă prin procedeul ăsta. Nu puneți, am văzut că la mulți vor să pună apă treptat direct peste viermi. Dacă o să puneți apă direct fierbinte peste ei și temperatura nu se schimbă treptat, o să faceți niște viermi
cum v-am zis, opăriți, da? Opăriți, cauciucați foarte tare. Da? Puteți să-i folosiți și pe aia, încercați să pescuiți la scobar, iar na, mie mi-a funcționat de câteva ori, dar metoda asta e cea mai des folosită pe de majoritatea pescarilor în majoritatea situațiilor. Bun, acum vreau să vă răspund la întrebarea care are de fapt cum îi preparăm și când este cel mai eficient să folosim modelul ăsta de lemn. Personal îl folosesc în mai multe cazuri. Unu, primul caz în care îl folosesc în momentul când pescuiesc la cara și plătică și peștii sunt mofturoși. Sunt mofturoși din mai multe motive, ori sunt mofturoși datorită temperaturii sau anotimpului, da? Este un anotimp sau o temperatură scăzută sau un anotimp târziu sau timpuriu și peștii nu au un apetit foarte mare și atunci prefer să folosește momeli mai moi, mai soft, mai apreciate de pești. Sau se mai poate folosi pe lacurile unde este o densitate foarte mică de pește și peștii, fiind mai puțin, având o abundență mare de hrană, sunt mai mofturoși, da? Astea sunt două variante la care folosesc și mai există o variantă, de fapt mai una vreau să vă spun tot pe lac, mai folosesc acești vieri în momentul când avem și probleme cu peștii de talie mică, care ne fac probleme, pești care, cum să vă spun, vizual vor vedea viermii că mișcă pe substrat și vor fi atrași de ei. În momentul când viermii morți rămân pe substrat și sunt inerți, dar nu se mișcă, nu atrag atâta pește mic cum ar face unii vii. Da? Un alt aspect important care vă ajută, mai ales în pescuitul pe râu, este că acești viermi, când îi folosiți în pescuitul pe râu și vreți să concentrați o mai mare parte de pești în zona coșulețului, mai ales acolo unde este curentul peste medie, e bine să introduceți viermi de ăștia morți în coșuleț și în momentul când ei se desfac din coșuleț, o mare parte dintre ei rămân între pietre, ceea ce ajută să creați o densitate mai mare de pește în zona căligului, să aduceți mai mult pește. Deci, peștii nu se vor duce în jos după viermii vii. Ce se întâmplă la viermii vii? Ei atâta vor mișca pe substrat și curentul îi va rostogoli și ne va împrăștia peștii, da? Nu ne va aduce într-o zonă mai comprimată în zona căligului, ne va aduce pe o linie, pe o coloană destul de lungă și având o densitate mică în zona căligului, cu siguranță și prezentările vor fi mai puține decât atunci când reușim să aducem cât mai mult pește în zona câligului. Dacă și tu ai o modalitate prin care prepari viermii sau diferite moduri, poți să-mi scrii în comentarii, vor să vadă și colegii, asta e metoda mea și am învățat-o la rândul meu. Ce mai poți face în cazul în care mai ai întrebări legate de pescuitul la feeder și ai anumite enigme sau vrei răspunsul la anumite întrebări, o să te rog să scrii la contact@roșcoalafiderix.ro și acolo, în funcție de prioritatea întrebărilor, probabil într-un timp o să răspund la toate, dar o să le iau în ordinea priorității și a importanței, da? Și o să încerc să vă răspund în aceste scurte materiale, să vă răspund la cât mai multe din întrebările voastre care le puneți acolo la contact@roșcoalafiderix.ro. În cazul în care vrei să urmărești și restul episoadelor, poți să te abonezi la acest canal și să apeși clopoțelul ca să fii notificat de centrul de notificări de la YouTube de fiecare dată când vom încărca un material video, că poate te va ajuta la sfârșitul săptămânii când te duce la pescuit. Vă salut și toate cele bune, ne întâlnim la următorul episod!